Ministrul Agriculturii Petre Daia a declarat că își dorește să dea posibilitate legumicultorilor noștri să continue să producă roșii în spații protejate, astfel încât românii să beneficieze de produse de calitate cât mai mult timp pe parcursul anului. În acest sens, în ședința Guvernului din 7 septembrie 2022 a fost aprobată o hotărâre de guvern, o hotărâre ce modifică hotărârea de guvern numărul 148 din 2022 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Astfel, prin actul normativ adoptat, se completează sumele pentru asigurarea resurselor financiare necesare plăților beneficiarilor schemei de ajutor de minimis înscriși în program în ciclul întâi de producție. Suma de 225 de milioane de lei alocată inițial pentru ciclul întâi de producție se suplimentează cu valoarea de 40 de milioane 283 de mii de lei pentru a putea asigura resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în program în ciclul întâi de producție. Suplimentarea acestor fonduri a avut ca scop păstrarea cuantumului de 3.000 de euro pe cultură tomate pe 1.000 de metri pătrați din ciclul întâi de producție al programului pentru toți beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Ne dorim să le dăm posibilitatea legumicultorilor noștri să continue să producă roșii în spații protejate, astfel încât românii să beneficieze de produse de calitate cât mai mult timp pe parcursul anului, a declarat ministrul Petre Daia. Numărul estimat al beneficiarilor a fost depășit de cei care au depus cereri, astfel încât MADR a luat toate măsurile pentru ca toți cei eligibili în ciclul întâi de producție să primească sumele cuvenite. În urma documentelor depuse la direcțiile agricole județene, după verificarea dosarelor și stabilirea conformității acestora, se va realiza efectuarea plăților. În 2022, Ministerul Agriculturii a alocat 225 de milioane de lei pentru a susține producția de tomate și legume în spații protejate, mai exact ardei gras, ardei capia, castraveți, fasole, sole, păstăi, salată, spanac și ceapă verde. Programul Tomata este împărțită în două cicluri de producție, iar tomatele pot fi cultivate în ambele cicluri. Valoarea sprijinului total este de 4.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar producțiile minime necesare trebuie să fie de 3.000 de kilograme pe 1.000 de metri pătrați.